Cristina Sfătar are grijă la silueta, artista acordă o mare atenție alimentației, ce dietă are și cum reușește să se mențină în formă. Aflăm chiar de la ea. Pare că vremea nu trece deloc peste Cristina Sfătar, care arată impecabil la vârsta de 51 de ani. Cu toate acestea, artista este în continuare nemulțumită de silueta sa. Cum spui tu că ai luat 6 kg în plus și că ai luat greutate? Am pus, am 2 și cu 3, 5 am în plus. Unde? Vreau și eu să văd unde. Pe aici, pe la mâini, pe la burtică, pe aici. Ei, puțin, trebuie să dau vreo 4 kg vreau să dau jos. Da, bine, am fost în Egipt acum cu Dana și cu soțul meu și am mâncat. Am fost invitați la atâtea mese de business, unde am mâncat nostru și sper să nu fi luat în greutate prea mult. Începusem să slăbesc cu sala de sport, cu antrenoarea mea, chiar fac sacrificii. Totuși, ce ar vrea frumoasa cântăreață să schimbe la ea? Metabolismul încetinește și atunci trebuie să intervii, să muncești mai mult decât în anii anteriori. Dar încercăm să facem față. Când o să vină vremea, o să fac tot ce cred eu de cuvință. Adică ești pro? Da, sunt. Dar totul de bun simt, zic eu, că așa trebuie. Pentru că noi ne uităm întotdeauna la artistele de peste ocean, de exemplu Jennifer Lopez. Tot timpul își face câte ceva, dar arată foarte natural. Și atunci, de ce nu? Deci dacă se poate să faci lucrurile de așa manieră încât să fie de bun simt, de ce nu? Cu ce ai vrea să încep? Păi ce o să fie nevoie? Să ne scoatem. Grăsimile facem sport. N-am voie. Nu știu, când o să ne cadă fața de tot, atunci intervenim. Soțul tău ce părere are? Sunt sigură că spune că arăți foarte bine și că... Îi place mai grăsuță. Deci lui ar plăcea să fiu mult mai grăsuță și să sunt bine. Mereu spune că sunt cea mai frumoasă. Cine ar fi rău dacă ai pune câteva kilograme, dar tu vrei să le dai jos? Da. Eu vreau să le pierd. Să le pierd. Da. Vezi ce bărbat drăguț? Da. Ei, așa sunt bărbații când sunt îndrăgostiți, spun multe lucruri. Sper să nu-i treacă. Mai în glumă, mai în serios, Cristina Sfătar are și un sfat pentru noi. De Paști să nu mâncați nimic, să vă uitați. Nu, eu o să mănânc de Paști pentru că îmi place drogul foarte mult. Cozonacul. Cum? Cozonacul, pasca. Cozonacul, fier nu-mi graș. Atâta vreau să vă zic că vă urez și eu Paște fericit, sărbători frumoase tuturor și Doamne ajută anul ăsta să vă aducă cele mai frumoase sărbători pascale. Doamne ajută la toată lumea, vă pup!